seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Deși săptămâna viitoare începe noul an școlar, inspectoratul școlar mai are probleme de rezolvat în ceea ce privește situația școlilor din județ. Piața materialelor de construcție a scăzut cu 30%. Polițiștii bistrițeni au confiscat aproape 1000 de litri de alcool etilic alimentar. 6 proiecte inițiate de Primăria Bistrița prin Programul Operațional Regional au fost aprobate. Deși noul an școlar bate la ușă, inspectoratul mai are multe lucruri de pus la punct până când va fi pregătit ca la carte. Transportul școlar, avizele sanitare și distribuirea catedrelor sunt doar câteva dintre problemele de care se ocupă conducerea instituției în această perioadă. În momentul de față mai există aproximativ 60 de catedre libere. O parte dintre ele vor fi ocupate mâine. Sunt în jur de 50-60 de posturi care au mai rămas libere. La sfârșitul zilei se vor ști cam câte au ocupat, eventual mâine sau luni vor ști dacă au mai rămas catedre vacante. Aveți o situație clară? Cât sunt titulari? Încă nu. Totul se procesează. Noi avem un calendar al mișcării personalului didactic, care este asistat electronic de la minister, deci este aplicația care ați văzut-o sus, și care ea centralizează la un moment dat. Școlile care nu vor putea primi elevii din 15 septembrie din cauza că nu și-au finalizat lucrările de modernizare sunt cele din Miceștii de Câmpie, Poiana Ilvei și Măgura Ilvei. O altă problemă întâlnită de reprezentanții inspectoratului școlar județean este legată de numărul mic de elevi din unele instituții de învățământ. Pentru ca actul educativ să se poată desfășura fără probleme, s-a decis să fie comasate. În această situație se află unitățile școlare din Rusul Bârgăului, Podirei și Agrișu Mic. În ceea ce privește schimbările organigramei inspectoratului, instituția a înregistrat o demisie din funcția de inspector a Rodicăi Brănișteanu. De asemenea, au fost depuse 5 cereri de întoarcere la catedră, printre care foștii inspectori Costea, Bieș și Urcan. Mi s-a transmis structura organizatorică a inspectoratului școlar al județului Bistrița, număr maxim de posturi 37. Având în vedere că la acea dată inspectoratul funcționa cu 42 de posturi, s-a trecut la o reducere nu personală, ci numerică a 5 posturi, deci 42 fără 5 la 37. Și Consiliul de Administrație a aprobat reducerea a două posturi de inspector școlar, deci cei care se găsesc la etajul 2, și a 3 posturi din personalul auxiliar, deci din personalul test. Astfel încât deci 2 inspectori școlari s-a redus un post de la preprimar, unde erau 2 posturi, s-a redus un post de la primar, unde erau 2 posturi, s-a redus un post de la investiții, un post de la contabilitate și un post de la normare. 10 case din Bistrița Bârgăului vor rămâne fără apă curentă timp de 45 de zile. Asta deoarece se lucrează la modernizarea vechiului bazin de acumulare de la baza muntelui Heniu. În ciuda discuțiilor apărute între localnicii de pe Valea Bârgăului, potrivit cărora toți vor rămâne fără apă curentă timp de 6 săptămâni, din cauza lucrărilor de modernizare a bazinului de acumulare de la Heniu, situația se pare că nu este așa. Reprezentanții Aquabis infirmă aceste zvonuri. Directorul instituției, Ioan Șandru, a declarat că lucrările vor afecta doar 10 case, toate din Bistrița Bârgăului. Acum suntem în faza de a reabilita rezervorul existent, în sensul că numai partea de construcții din beton, partea de instalații hidraulice. Și pentru asta trebuie scos din funcțiune pe o perioadă de 45 de zile maxim, constructorul a cerut 45, noi o să-i dăm vreo 30 de zile, trebuie să înlocuiască tot ce înseamnă conductă, vană din interior. Și asta nu pot face decât cu rezervorul gol. Pe perioada respectivă, câteva case vor rămâne fără apă, case care au se amplasat la o cotă un pic mai înaltă. S-a dat dispoziție să monteze un plin chiar la intrare în rezervor și să putem forța până la nivelul rezervorului de sub filtre din stația de tratare, încât numărul celor care nu vor avea apă pe perioada când se execută lucrările să fie cât mai redus. Poate că din cele 20 de case când am socotit noi, vor rămâne maxim 10. Prin acest demers se urmărește aducerea bazinului de acumulare la standardele europene. O nouă zi de lucru pentru muncitorii firmei Geiger. Încă de azi dimineață și-au reluat activitatea pe drumul național 17.
Singura localitate în care circulația este deviată din cauza lucrărilor de pe drumul național 17 este Becleanul. Aici muncitorii încă lucrează la reconstrucția podului de peste Meleș. În Cintereag, în apropierea podului aflat în renovare, se circulă pe o singură bandă. Astăzi s-au executat și amplasări de accese spre curți și trotuare în localitățile aferente comunei Petru Rareș. Bună ziua! Astăzi executăm următoarele lucrări în sens kilometric. Începem jos de la Ciceu Mihăiești, unde executăm lucrări de trotuare. Bața și Reteagul, de asemenea, lucrări de trotuare, plus în Reteag executăm șanț pavat plus taluzări. În Beclean executăm lucrările de la potul de peste Meleș. Urcăm în sus, începem la Sfântul, lucrări de trotuare pe partea stângă. Ajungem la Groapa Sărății, unde avem lucrări de șanț pavat. Cam asta ar fi pe sfârșitul acesta de săptămână. Săptămâna viitoare vom începe lucrări în Cristești Ciceului pentru lucrări de trotuare, în Coldeu de asemenea lucrări de trotuare, în Șintereac un șanț pavat și vom continua cu lucrările la cele două poduri, de la 32 plus 800 și de la cel din Beclean de la Meleș. Din partea cetățenilor mai aveți? Bineînțeles, tot timpul vom avea reclamații din partea cetățenilor, încercăm să le rezolvăm pe toate, mai ales apar în urma lucrărilor de trotuare și accese la proprietăți. Le explicăm de fiecare dată, procedura este să facă o cerere la care să atașeze un titlu de proprietate și împreună cu consultanța, mai ales consultanța, va stabili dacă se execută sau nu se execută aceste plângeri, ca să spun așa, și cerințe. Am înțeles că la Reteag există mai multe. Da, sunt la Reteag, sunt mai multe și mai apar. Cum suntem cu lucrările în zonă, totdeauna vor mai apărea lucrări în plus. Deci unde apar un excavator de la Geiger, apar și cererile respective, pentru că așa e. Spre bani ce mai știți când o să vinem? Noi așteptăm. Încă îi așteptăm. Știți odată exact? Nu. Când vom ști și noi exact, atunci veți vedea firma lucrând la potențial maxim. Deocamdată la relanti. Se lucrează doar? Cât este nevoie și cât să înaintăm cât de cât cu lucrările și noi. Acum e momentul de construit. Piața materialelor de construcție a scăzut cu 30%. Cumpărătorii se bucură că scot mai puțin bani din buzunar, dar depozitele de materiale de construcții se țin de cap, veniturile s-au înjumătățit. Nici la Bistrița lucrurile nu sunt tocmai roz. Firmele au lansat oferte care mai de care mai tentante, însă numărul clienților nu a crescut. Din contră, scade pe zi ce trece. Cum merg vânzările în timpul de criză? Vânzările în timpul de criză încă nu s-au simțit și încep să oscilează de la o zi la alta, încep să meargă destul de bine. Noi am pornit un pic mai târziu, dar deocamdată suntem mulțumiți. Ce caută clienții? Clienții deocamdată caută diverse materiale. Anotimpul este plăcut, se construiește și interior și exterior și caută produsele care, bineînțeles, au calitate și au prețuri scăzute. Aveți oferte promoționale în această perioadă? Da, avem oferte promoționale la uși de interior, avem oferte la parchet laminat de la 8 mm, 7 mm, 12 mm cu folie inclusă. O să mai facem promoții pe parcurs și sperăm să mulțumim clientul. A scăzut prețurile în această perioadă? Da, prețurile un pic s-au micșorat, dar adaosul nu este favorabil clientului. Acum depinde de fabrici, de furnizorii noștri. Cei care au hotărât să-și construiască o casă sunt acum bucuroși. Prețurile au scăzut considerabil față de vara trecută.